BCM Upitești a pierdut cu 71-67 disputa de la Brazi cu CSU Ploiești și nu mai are șanse de a intra în play-off în actualul sezon. Scorul pe sferturi a fost 19-19, 12-14, 13-12 și 27-22, iar la pauză Piteștiul conducea cu 33-31. Din păcate, pentru echipa antrenată de Tudor Costescu, gazdele au fost mult mai determinate spre finalul confruntării și au obținut un succes important. Pentru BCM Upitești, cele mai multe puncte au fost marcate de Popovici 15 și Baraci 13. Argeșenii rămân pe locul al 11-lea în clasament și pentru al doilea an consecutiv nu vor intra în primele 8 grupări ale basketului masculin românesc. În următoarea etapă programată sâmbătă, BCM Upitești primește vizita celor de la Gaz Metan Mediaș.